Traficanții de carne vie scoteau victimele din țară, după care le rețineau documentele de identitate și le obligau să practice prostituția. Calvarul nu se oprea însă aici, pentru că fetele erau vândute altor cetățeni. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupării au racolat tinere de pe raza județelor Gorj și Vâlcea. Le promiteau acestora că le vor duce în Italia, unde le vor găsi un loc de muncă ca babysitter. Odată ajunse acolo, membrii grupării le rețineau tinerelor documentele de identitate și le obligau să practice prostituția. Cei doi membri ai grupării prinși în flagrant de polițiștii gorjeni sunt un cetățean albanez și o româncă de numai 23 de ani. Aceștia au fost prinși în timp ce încercau să racoleze o tânără din Țânțăreni, mințind-o că în Italia va fi babysitter. După ce erau obligate să se prostitueze, tinerele erau vândute unor cetățeni albanezi cu sume cuprinse între 5.000 și 14.000 de euro. Ulterior le vindeau unor cetățeni de naționalitate albaneză pe sume cuprinse între 4.000 și 15.000 de euro. Doi dintre membrii grupării au fost arestați de către Tribunalul Gorj pentru o perioadă de 29 de zile. De asemenea, alți membri ai grupării au fost identificați și arestați pe teritoriul Italiei de către autoritățile judiciare din acest stat. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. În momentul de față, cele două persoane sunt în arestul poliției pentru 29 de zile.